Bună dimineața! Gata cu extrasul, mergem să vindem miere. Ce are? Gata, a pornit springul. Mergem să vindem miere. Asta e activitatea principală. Cred că am o pietricică aici, nu știu ce, că zgârie pe geamul ăsta. Activitatea principală. 4 luni cu albinele în pastoral. Și un an de zile cu vânzare de miere. Pentru că eu vând miere în timpul pastoralului. Sunt las tu plecat, sună telefonul, închid stupii, închid tot și am plecat să vând miere. Asta e. Deci, băi, Costine, dar tu când e concediu? Asta e, tata, eu sunt fără concediu. Care concediu, mă? Care concediu să mai am? Eu sunt non-stop în concediu. Păi ce, acum ca să vând miere e muncă grea, uite, am plecat la plimbare. Deci astăzi mergem până la București. M-a sunat cineva că vrea niște miere și pentru că ia peste 10 porcane de miere, mă duc și le duc. Cu toate că consum vreo 25 de lei, tot consum, chiar dacă merg eu electric. Dar asta e. Ce să... Asta e, da. Dacă eram pe diesel, mai duceam 10 borcane până la București, ia ziceți-mi și eu. O să mai merită. Eu consumam aproape 200 de lei, 80 de lei, hai zicem 80 de lei. Tu se întorci 200 de kilometri. Cât e, mă, motorina acu? Ia faceți voi socoteala. 200 de kilometri, cât consum cu diesel. Vreo 40-45 de lei, 90 de lei, poftim, dus-întors 90 de lei. Eu acum consum 200 de kilometri, 20 de lei. Altă treabă, nu? Și uite, în felul ăsta pierdeam clienți, că nu puteam să duc miere. Zic, domnule, nu pot să vin pentru 10 porcane de miere până în București. Nu se merită. Când acum se merită. Ia nu-ți mă ce scârție, a prins. Prins o pietricică pe aici, gări geam. Deci, ce discutăm azi? Concluzia. Concluzia anului 2024. Pentru că la noi acum, na, la apicultori, ni s-a încheiat anul. Dacă începe un an nou apicol. Concluzia anului. Vorbim de anul trecut din iulie. Stupii destul de slăbuți. M-am chinuit cu ei. Și am iernat în 3 rame, 4 rame. Nu mai mă sperie chestia asta cu 3-4 rame, că Costin se descurcă și dezvoltă în primăvară. Și după cum ați văzut, îi fac de cules și fac producții bune de miere. Na. Mai editez? Nu mai editez. Că zice câte unul că de ce editez filmările. Na, mă, am strănut așa. E bine așa. Deci am intrat cu ei slăbuți în iarnă. Ma. Asta e. Și am iernat eu în 3 rămuțe, în 4 rame. Dar au râs mulți de mine, că uite-l, bă, iernează în 4 rame, în 3 rame. Și alții s-au lăudat cu 7 rame, iernez în 7, iernez în... Cu albină multă, pe urmă
cu puiet, că are puiet mult, Costin are mai puțin. Și m-au comentat toți, mă, cum au vrut. Și iată finalul anului, s-a terminat anul apicol 2024 pentru noi. Și Costin încheie cu o producție mare, o producție record, și a mernat în 3 rame și 4 rame. Mi-a dat Dumnezeu, deci nu că sunt eu mai bun acum, mi-a dat culesuri bune, m-am implicat și eu, m-am dus în stânga, în dreapta cu cântarul, la fel, au fost destui care au râs de mine, că iau ce aleargă cu iscoada după el, cu cântarul, cu SMS-ul. Cu... Și uite că mi-a prins bine toată alergătura asta, Dumnezeu a fost cu mine și mi-a dat producție bună de miere. N-am mai făcut eu la Floarea Soarelui atâta miere, de vreo 6 ani, nu mai țin minte de când. Deci cam asta e concluzia. Se poate erna în 3 rame dacă te implici și te zbați și ai grijă de albine. Și bineînțeles, regine bune, cât, ca să ziceți, că de ce zic de reginele lui Nicolae? Păi cu ele am făcut miere. Făceți-le voi acasă. Transvazați voi, faceți voi regine, de roire, de transvazare, de care vreți. Și scoateți producții de 160 de kg, 170 de kg, pun stup. L-am scos, nu pe toți. Sunt vârfuri care au dat 170 de kg. Cam asta e concluzia anului 2024. Așa că nu mai mi-e teamă să erneze în 3 rame, nu-i prima dată. A mai fost situații în care am ernat în 3 rame și am făcut producții bune de miere. De se poate. Acum ce credeți, că dacă iernam în 7 rame de albină sau 8 rame, scoteam 300 de kg de miere cu un stup? Fals. Tot atât, nu cred că scoteam mai mult. Dar nu știu, să spună cineva dacă persoanele care au iernat în 7 rame, să spună dacă a scos 200-300 de kg pe stup, atenție, să spună dacă a reușit performanța asta. Da. Și vreau să spun că cu albina care m-am întors eu acum de la Floarea Soarelui, ați văzut că stupii erau destul de populați, fiindcă floarea nu știu, a fost bună, n-a fost chimizată, eu știu, ea le-a mers bine. Deci aveam populație de albine să mai fac un cules de Floarea Soarelui, măcar îmi mai aduna un cad de la două jumate. Dar n-am mai vrut să mai mă duc, puteam să mai fac chestia asta și mai făceam producție de miere. Dar știți cum se zice, varoa pormă își face de cap, nu mai ai timp să-i pregătești de iarnă. Da, eu am considerat că mai bine îi aduc acasă și gata. Dar Floarea Soarelui mai exista, care începuse să florească mai târziu. Uite, după aia a dat și ploicică. Fiecare decide. Alții se duc și în delta, mai fac o extracție pe acolo. Păi, se poate. Fiecare procedează cum vrea. Important că în stilul meu de lucru, cu reginele de la Nicolae, am scos o producție record. Nu mai spun cât. Poate ați făcut voi calcul și cu aproximație înțelegeți cam cât. Mi-a mers bine. Știu că la alții le-a mers rău la Floarea Soarelui și poate nu le-a mers nici la rapiță, poate nici alcâmul, nici Floarea Soarelui. Deci știți ce se întâmplă? În fiecare an există situația asta. Sunt apicultori sau zone în care, cum a fost la mine, la tei, nu a mers teiul, că dacă mergea teiul, mamă, bagam, anul ăsta era chiar ca anul record de miere. La mine, în zona Pracova, sau pe București, pe aici, nu a mers teiu. Pădurile de lângă București nu a mers teiu. Păcând în alte zone a mers foarte bine teiu. Asta e situația, niciodată nu va fi la fel. Poate la anul o să meargă la noi teiu și în altă parte nu. De ce anul ăsta la mine a mers alcâmul, unde am fost eu, a mers bine, la alții nu le-a mers? Niciodată nu putem să caracterizăm așa pe toți într-o oală. Logică, contează să ai și populație de albine, să ai regine bune și să te implici, să te duci acolo. Dar uite că de multe ori ai populație de albine, ai regine bune, te implici, te duci la pădure, adică numai cu cheltuială înseamnă toată asta de efort și cheltuială, și nu merge culesul. Cam asta e explicația.
Eu nu mă laud acum, dacă am făcut mire multă, mamă, sunt eu deștept acum. Nu, tată, m-am implicat. Mi-am schimbat reginele în stup de acum un an. Am avut și o grijă de ele atât cât mă pricep. Poate, cu siguranță, alții sunt mai pricepuți ca mine. Și uite că mi-a dat Dumnezeu culesuri bune și am făcut mire. Asta e explicația. Asta nu înseamnă că la anul o să fac tot atâta miere. Poate o să fac mai puțină, poate mai multă, nu se știe niciodată nimic. Datoria mea ca apicultor este să am grijă de albine. Atât. Să am grijă de ele și să le duc la cules. Și când zic să am grijă de ele, înseamnă să am regine tinere, să am hrană continuu, să aibă hrană în stup, să nu le lasă moară de foame, tratamente și să le dai spațiu, tată, să le dai. Ați văzut metoda number one, că n-am văzut că merge culesul, că nu merge oricând să aplici metoda asta. Când ai vezi că îți merge culesul cu 5-6 kg, bagă tata atunci rame, pune caturi, fă-le ceva. Și eu n-aveam decât singura metodă care am putut să o aplic, să iau caturile pline, să duc altele goale. Eu n-aveam un spaimăduc de plafonul ăla de la mașină. Dacă nu făceam chestia asta, pierdeam jumate de miere. Aproape că am dublat cantitatea de miere. Le-am luat așa mai necăpăcite, care au fost căpăcite puțin, le-am extras și mierea a fost ok, ca și umiditate. Care au fost necăpăcite, le-am mai pus pe stâpia pe acasă și treaba a fost bună. Dar majoritatea am extras-o și a fost bună mierea, un 17,5, chiar 18, e foarte bun. Oricum, eu le-am pus în găleți, am și butoaie pusă mierea și în găleți. Și știu care e mierea extrasă cu 18% și când ies o decristalizez, pun jumate de 18%, jumate din asta care am scos ultima dată, care are 16,5. Și rezultă un 17%, poate 17 și ceva, umiditate și e foarte bine. Da. Cam asta e situația. Rămâne de văzut acum ce puiet o să bage. Ați văzut că am băgat rame la ouat. Le-am dat un praf de la de pătraton peste ramele care le-am băgat la ouat, care le-am luat acasă de la rezervă. Sper să nu mai mi-apară puietul voros. Și cam asta e situația. Cam asta e situația. Mă implic și eu atâta cât mă pricep. Și în vânzarea mierii, și cu albinele, atâta pot. Nu pot să țin 150 de stupi, nu pot să vând mierea de la 150 de stupi, așa că m-am limitat la stupii ăștia, iernesc și eu cu 50-60 de stupi, familie, plec la cules cu 36 și cam asta e. Bun, mergem la București să vindem miere. Sănătate și numai bine!